CS Oltenia Taekwondo Slatina s-a deplasat recent la Botoșani, unde a participat la două competiții importante. Este vorba despre campionatul național rezervat copiilor și un open. La categoria junior mici și cadeți, sportivii David Trifan, Sofie Costea, Vlad Mincă și Anis Manda au avut o prestație de excepție, reușind să urce pe podium. Cum a fost această competiție pentru tine? Foarte bine. Ce ai făcut? Ce loc ai obținut? Întâi. Ești mulțumit de cum s-a desfășurat competiția? Da. De când faci tu taekwondo? De 6 luni. În prima competiție am avut 4 meciuri și am câștigat 2. Cum au fost aceste meciuri? Cum au fost adversarii tăi? Au fost mai mari, dar am reușit să înving 2 dintre ei. Ce loc ai obținut tu? Am obținut locul 3. Locul 3 și locul 3. Crezi că se putea mai mult? Da. Ce s-a întâmplat? Am avut foarte multe emoții. Prima dată am luat medalia de bronz, pentru că ultima dată m-a învins un băiat mai mare decât mine și a doua oară de argint, fiindcă m-a învins tot băiatul acela. Și sportivii deja consacrați, obișnuiți cu astfel de competiții, au reușit să obțină rezultate remarcabile la Open-ul de la Botoșani. Loredana Ispas, Costea Luca și Alexandru Cilea au ocupat primul loc al podiumului. Am avut la categoria -25 două medalii, de una de bronz la campionatul național, iar una de argint la Open-ul Botoșani, pentru că au fost două competiții consecutive. Iar +25, care au fost categoria A și B, am obținut un loc întâi campion național, de altfel la +25, și un loc 3 la campionatul național. Am avut la categoria +78 un loc întâi, categoria -68 un loc întâi, iar eu am obținut două locuri întâi la două categorii diferite, -67 și +68. A fost o experiență interesantă, meciuri frumoase, foarte mulți sportivi. Na, ce să spun, am avut onoarea să avem și 3 copilași care fiecare s-au întors cu câte o medalie. Avem și un campion național din fericire, David. Foarte mândru și sunt foarte fericit că am putut să participăm la această competiție. Am luat locul întâi, a fost o competiție, nu știu cum să zic, revigorantă, a fost prima pe anul ăsta și a fost o experiență destul de faină. Pentru sportivii mai mari de la CS Oltenia Taekwondo Slatina, aceste competiții au fost unele de verificare, ținând cont că în perioada următoare elevii lui Relu Costea vor participa la campionatele naționale de juniori și seniori, dar și la Cupa României.